pornit, nu? Nu, acum o pornit. Adică n-am certat. Așa. Deci problema asta nu s-a venit, s-a doi. Am înțeles. Deci, la problema asta n-a fost decât să lucrez teorema, catete, teorema, înălțimii, teorema. Nu se uit, nu se abandonează. Nu se abandonează lucrurile astea, cel de urmă. Învățate. La matematică este un lucru știut. Tot ce a fost până acum se va prelua mai departe. Odată învățate, le tot... Tot le preiei și tot ai nevoie de ele. Nimic. Învăță mai mult și mai mult și mai mult. Da. Nimic nu se abandonează. Spune, am făcut până aici și nu mă mai interesează. Gata, am terminat cu materia de acolo. Corect. Deci este o construcție riguroasă, atentă de la o zi la altă. Nimic nu se face anterior ca să fie părăsit și totul sprijină pentru lecția care urmează. Lecția sau lecție care urmează sprijină. Cine a venit? Nu contează. Să vedem. Triunghiul ABC cu măsura al unghiului ACB 90. Deci un alt triunghi. Da. 3. Da, urma 3. Triunghiul în ipoteză, triunghiul ABC cu măsura unghiului ACB 90. La CB. Egal cu 90, adică dreptunghi când ce, da? Da. Bun. Cosinusul unghiului ABC 12 pe 13. 12 pe 13. AB egal cu 26. Să se afle AC egal cu cât? AC egal cu cine? Da. Tangenta unghiului CAB egal cu cine? Cosinusul unghiului ACD egal cu cine? Unde CD e perpendiculară pe AB. Cu CD perpendiculară pe AB. Da. Și D aparține lui AB. Da. Și cotangenta unghiului, cotangenta unghiului D, B, C, D, B, C, D. B, C, D. Și atât, da? Da. Hai te rog pe tine un pic să... Da. Dar cu pauză, că am obosit. Am simțit o continuă de la 4, am avut. Uh-huh. Fără pauză. Am luat pe ce, cum o traumă. Dă-te un pic. Să-l aflăm pe AC. Da. Prima dată, să-l aflăm pe AC. Deci știm cosinus de ABC. Cosinus este ABC, adică alătura... cosinusul unghiului ăsta. Da, cateta alăturată spre ipotenuză. Care adică? Cosinus de ABC, adică cine? Cateta alăturată este AB, este CB. Pe AB scrie ipotenuză. CB. BC. Supra AB. Supra AB. Egal cu și știm raportul. 12 pe 13. De aici pornim. 12 pe 13. Ce mai știm? De aici gata. Păi o știm pe AB, da? Și înlocuim. Și echivalent cu DC supra 26. Egal cu 12 supra 13. Și BC. 26 cu 12. BC. Egal cu 26 ori 12 spre 13, da? Simplificăm. 26 cu 13. Și egal cu? 24. Deci BC am aflat-o, 24. Punem aici. Da? Acum, conform teoremei care? Putem afla și pe AC? Da. Conform teoremei? Lui Thales. De Pitagora.
Ca, zi tu, Ancuța, conform teoremei lui Pitagora. A ce la a doua? Avem A ce, care ce este? Cateta. O catetă. A ce la a doua va fi egală cu? AB. Cu ipotenuza AB la a doua. Minus C la a doua. B ce la a doua. Și înlocuim. Și atunci AC la a doua va fi egal cu AB, o știm. 26 la a doua. Minus BC. 24 la a doua. AC la a doua va fi egal cu? Cât e 26 ori 26? Este 676. 676 minus 24 la a doua e 576, de parcă, dar să vedem. Da. Da? Și atunci AC la a doua va fi egal cu 100. Deci AC și rezultă că AC egal cu 10. Bun. Linia, punem pe figură, l-am aflat și pe AC. Ce trebuie să mai aflăm? Am nici nu știu dacă trebuia, dar noi le-am aflat pe toate. Bun. AC, uite, AC trebuie. Tangenta lui CAB. Tangenta unghiului CAB. Tangenta înseamnă careta opusă pe careta lătrată. Tangenta unghiului CAB egal cu? Careta opusă pe careta lătrată. Adică unghiului ăsta. Da. Careta opusă unghiului CAB. Da, careta opusă e BC. BC. Da. O supra careta lătrată care e AC. AC. Corect. Cum le-am aflat pe fiecare, BC este 24 supra AC 10. Va fi egal cu 2,4. Na, eu am mers așa. Mai bine lăsăm așa. Tu cum vrei? Fracție, da, cu fracție. Tu vrei cu fracție? Da. Simplificăm prin cât? Prin 2 și va da 12 supra 5, da? Bun. Acum trebuie să aflăm cosinusul unghiului ACD, unde CD e perpendiculară pe AB. CD din C, ducem o perpendiculară. Mai perpendiculară, da. Din C, ducem o perpendiculară pe X. Aici CD. Da? Aici am făcut unghiul drept. Da. Așa. Și vrea cosinusul unghiului ACD. ACD. Adică al ăsta. Scriem. Cosinusul unghiului ACD va fi egal cu, aici am format ACD, cateta care? Cateta lătrată pe ipotenuză. Pe care e ipotenuză, care e CAD? Aici e unghiul de 90. CD. Care e ipotenuză? CD pe AC. AC e ipotenuză. AC. Și cateta alăturată ai zis. Da. CD pe AC, da? Da. CD supra AC. CD o știm? CD o aflăm. CD o aflăm. Cum să o aflăm? Păi avem triunghi dreptunghic, nu? AC pe triunghi dreptunghic. Știm AB-ul, care e 26. Păi cosinus de AC, deci nu știu nici pe CD, o știu pe CD, nu. Pe AC o știm? Da, deci. AC mă știm, uite, am pus pe figură, e 10. CB e 24, AB este 26. Pe cine vrem să aflăm? Pe AD. Pe CD. Sau pe AD. AD. Ah, ok. CD e înălțime, da? Mm-hmm. Deci CD la 2 egal cu AD ori DB. Păi, avem acela a doua. Să ne folosim de... Să vedem... Teorema catetei. A catetei? Da, triunghiul ACB, că avem că AC la a doua egal cu AD ori AB. AC la a doua egal cu AD ori AB. Deci în triunghiul... ACB. ABC, da? Da. În triunghiul ABC, hai să șterg undeva. Sunt teorema catetei că AC la a doua egal cu AD ori AB.
da? Conform teoremei cadetei, avem AC la a doua, egal cu... AD ori AB. AD ori AB. Pe acel știm, 10 la a doua, adică 100, pe 26, egal cu AD ori AB toată e 26. Și aici AD este egal cu 100 supra 26. Simplificăm prin cât? Prin 2. 50 supra 13. Deci AD am aflat asta. 50 supra 13. Bun, și acum... Și mai scriem aici, că încărcăm figura. Și acum putem să aflăm CD-ul. Că dacă AD e 50 supra 13, atunci DB-ul e 50 supra 13 minus 26. 26 minus 50 supra 13. 26 minus 50 supra 13. Deci... DB-ul, DB-ul este egal cu 26 minus 50 supra 13 și DB egal cu? Și DB egal cu, amplificăm 26 cu 13 și o să avem 26 ori 13 care este 338 minus 50 supra 13 și va da? 38 minus 50 de 288 288, nu, ia vedea dacă se împarte la 30. Nu, nope, așa rămâne. Ai să codi bine, da? Uh-huh. Da, să sperăm că îmi zis bine teorema catetei. Ne, eu cred că am zis-o bine, da. Nu pot fi sigur. Păi... AC la a doua. AC care e o catetă la a doua, este... proiecția ei, iar proiecția lui AC pe AB pe hipotenuză este AD, ori AB, e bine. Bun. Da. Bun, și acum aflăm pe CD. Bine. AD ori DB egal cu CD. Egal cu CD la a doua și apoi... Hai, scrie. Deci, pe cine aflăm? Pe CD. 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 La a doua egal cu AD. Ori DB. AD ori DB. Și CD egal cu AD. Și CD la a doua egal cu AD. Care este 50 pe 13. Și CD egal cu radical din 50 pe 13 ori 288 pe 13. Da, și CD ce înseamnă 2 ori 25? Și egal cu 50... Deci CD... calcul radical din 50 ori 288 supra 13 la pătrat. Și egal cu 120 pe 13. CD egal cu 120 pe 13. 50 ori 288 din 14.400. Și radical din 14.400 e 120. Și radical din 13 la 2 e 13. Și cât de? 120 pe 13. Am aflat-o și pe asta. 120 supra 13. Și acum, ce trebuia să aflăm? A, aici, CD. CD, 120 pe 13. Da. 120 pe 13. Totul supra? Supra 10. Supra 10. Și egal cu, și egal cu 120 pe 13. Ori 1 pe 10. 10. Simplificăm. Și egal cu 12 pe 13. Da. Am lucrat corect. Cosinus de... Cosinus unghiului ACD egal cu 12 supra 13. Bun. Și mai avem de aflat cotangenta BCD. Cotangenta. Păi cotangenta. Cotangenta. Egal cu cateta lătura. Asta vedem unde se mai scrie. Cateta opusă. Cotangenta lui BCD. Deci egal cotangenta. E cateta lătura. Unghiului, stai, să vedem a cui. A lui BCD. Egal cu. Cotangenta lui BCD. BCD, adică alu ăsta. Da. Și cateta lătura de supra cateta opusă. Așa. Adică și care e hipotenuza între unghiul DB? Între unghiul DCB. DB. Hipotenuza e BC. E BC, mama. Și atunci cotangenta este? Cotangenta e cateta lătura care este, stai puțin, DB. Nu. Bă, da, DB. Alăturată cui? DCB?
lui BCD. Care-i s-a alăturat unghiului ăsta? Da. Cine-i cateta care este? E CD alăturat. CD? Ai înțeles de luna? Uh-huh. Cateta alăturat. Da. Da? Cateta opusă DB. Nu, bă, da. Cateta alăturată spre cateta opusă. Da, DB. 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 Și noi l-am calculat și pe CD și pe DB și este egal cu cotangenta unghiului BCD. Va fi egal cu CD, cât ne-a dat? 120 pe 13. Și BD-ul? BD-ul ne-a dat Haideți să vedem ce a fost aici interesant. Trigonometrie. Frumoasă. Dacă înțelegem. Dar iată, aici facem o repetiție. Calculul radical. Da. Deci toată materia de până acum se poate repeta aici. Corect. Da? Corect. Nu știi să lucrezi cu radical, să scoți dintr-un radical de pătrate și acolo tot. Toate chestiile, tot din urmă, îți găsești. Deci aici, hai să zicem la... Ce-am făcut astăzi? O sinteză, așa? Da, da, da. Sinteza, mă, rec. Anca, spune tu ce crezi. Cu ce ne-am întâlnit noi pe parcursul? Putem și discuția așa, punctăm și câteva lucruri, ca și astea pot fi înlocuite. Pot fi văzute și auzite. Deci... No, mai întâi, hai să vedem așa. Cred că e important să spune că aici am avut nevoie de teorema catetei, de teorema cam aflată și de asta. Așa. Deci teoremele. Pitagora. Apoi. Catetei. Anălțimii. Nu? Da. Doi. Radicali. Proprietăți. Da. Operații. Nu? Corect. Radicali. Proprietăți. Operații. Acestea știute ne-au permis să trecem și să facem definirea funcțiilor trigonometrice. Mai întâi, ci sinus, cosinus, tangente, cotangente, da? Definirea funcțiilor trigonometrice. În triunghi dreptunghi, da? Da. Iată, am zis că într-un dreptunghi, de parcă ar mai fi și în altă parte. E, s-a aflat că este și în cercul trigonometric, acolo se reduce toată povestea. Este o generalizare a tot ce s-a întâmplat până acum. Deci, noi deocamdată suntem în triunghiul dreptunghic, nu oprite, rog. Da? Și aici, patru, ce am definit? Cine este sinusul? Cu cine este egal? Cateta opusă supra ipotenuză. Cosinus. Apoi cosinus cateta cosinusul unui alfa. Da? Da. Egal cateta alăturată pe ipotenuză. Alăturată supra ipotenuză. Tangenta unui alfa egal cu cateta opusă pe cateta alăturată supra cateta alăturată. Cotangenta cateta alăturată pe cateta opusă. Cateta
alăturată pe... cateta alăturată pe cateta opusă. Și... teorema fundamentală care le-a dat sinus pătrat. Apoi, aici am făcut formule trigonometrice de același argument, da? Formule trigonometrice ale aceluiași unghi, va zis domnul profesor. Unghi, da. Unghi. N-a zis argument, da. Același unghi, da? Da. Și aici am avut cele patru. Adică sin pătrat de alfa plus cos pătrată tangentă de alfa egal cu 1 pe cos. Tangenta e sin pe cos. Da. Sin de alfa pe cos de alfa. Da. Cotangentă de alfa egal cu cos de alfa supra sin de alfa. Și tangenta că e 1 pe cotangentă, ia să vede, da? Și 5-a zis eu mai devreme și le-a spus formule trigonometrice, legătura între funcții și cofuncții. Da. Așa le-a zis. Da? Formule de legătură între funcții și cofuncții. Că sinus de alfa egal cu cos de 90 minus alfa, nu? Da. Sinus de alfa egal cu cosinus de 90 grade minus alfa. Cosinus. Cos de alfa egal cu sinus de 90 minus alfa. Așa. Cât tangentă? E cotangentă. De alfa egal cu cotangentă de 90 minus alfa. Și cotangentă de alfa egal cu tangentă de 90 minus alfa. Acestea sunt lucrurile care... Da. Le-am discutat. La revedere! O seară plăcută! Seară bună!